la care cred că sprijinim lideri chiar de la început. Și știu că nouă tot timpul ne-a plăcut foarte mult entuziasmul oamenilor de la lideri, pentru că tot timpul e vorba de o mână de oameni până la omul care tot timpul ați reușit să faceți lucruri mărețe, să mișcați lucrurile într-o direcție potrivită. Pe mine m-a impresionat foarte tare grupul de oameni pe care i-am întâlnit, legătura dintre ei, legătura dintre ei și parteneri și această mentalitate de câștigător. Mi se pare foarte important, venind din business și știind ca profesionist, ca om de business, cât de important este această mentalitate de câștigător. Am fost foarte impresionată să găsesc această mentalitate deschisă către ceilalți și deschisă către evoluție la niște oameni foarte, foarte tineri. Cum ați simțit voi atunci, lider, cum simțiți acum? În mod evident, acum aveți o mai mare siguranță și o maturitate în acțiunile voastre și, în mod evident, v-ați însușit, măcar la nivel mental, acest statut de lider și îl susțineți și îl promovați cu încredere. Asta chiar e o întrebare interesantă. Cu siguranță mult mai puternic decât acum. Sper cu același spirit tânăr și entuziasmat și motivator și sper cu alături de TNT, partener. Mi-ar place să văd așa, o întâlnire de 50 de ani cu multe, multe generații de lideri. Mi-ar place să văd oameni de vârstă, știu eu, înaintată, care au știut să predea ștafeta, care știu să predea din cunoștințele și din experiența lor, care deja dezvoltă aceste abilități de coaching către tineri de-abia intrați, aflați pe primele trepte ale carierelor, ale evoluției în viață. Mi-ar place să văd o întâlnire de genul ăsta. Eu chiar vreau să profit de oportunitate, cum ziceam și mai devreme, să vă urez multă, multă, multă baftă și să vă mențineți la fel de tineri și de motivați și pe viitor. Mi-ar plăcea să continuăm să fim lideri împreună. Asta e, da. Asta e mesajul meu. Suntem auziți de din ce în ce mai multă lume. E cu siguranță parteneriatul ăsta să continue, zic eu, mult timp de acum înainte. A fost o experiență senzațională. Pentru că, pur și simplu, nu am schimbat total percepția copiilor, ați fost cele 2 zile, 10 ore, practic, de 3. Absolut, da. S-a confirmat legenda despre TNT, faptul cât de bomboane și de drăguț se simțire. Dar cred că asta s-a confirmat și asta și sper să se confirme și în continuare cu ceilalți, inclusiv lumea la Vodafone.